Salut! Sunt Doru Văcaru, sunt instructor auto și moto în cadrul Școlii de Conducători Super Driver din Târgu Mureș și în cele ce urmează vom discuta despre cât de importante sunt asigurările, chiar și atunci când te deplasezi pe jos spre autoturism. De ce acest subiect? Pentru că zilnic o mulțime de accidente rutiere au loc din cauza neatenției conducătorilor sau a pasagerilor atunci când aceștia se deplasează spre autoturism, urcă sau coboară. Iată deci la ce anume ar trebui să fim foarte atenți atunci când ne deplasăm spre autoturism, urcăm sau coborăm. Dacă îți place ceea ce facem, dă-ne un like, scrie-ne un comentariu și abonează-te ca să nu pierzi niciunul dintre materialele noastre următoare. Pentru a fi cât mai simplu, am pregătit o serie de videouri din care se poate vedea exact la ce anume trebuie să acordăm importanță, care sunt pașii și care este ordinea lor. Primul dintre ele va exemplifica cum trebuie să procedezi pentru a fi în siguranță atunci când dorești să urci în autoturism. În imagini vedem conducătorul auto care înainte de a pătrunde pe carosabil se asigură și pornește spre autoturism doar atunci când pe stradă nu circulă alte vehicule. Odată ajuns lângă portieră, se asigură din nou fără să stânjenească în vreun fel traficul, așteaptă să treacă toate autoturismele aflate în trecere în acel moment și deschide ușa doar când este 100% sigur. Continuăm seria explicațiilor cu elementele importante pe care trebuie să le ai în vedere atunci când cobori din autoturism, deoarece și această manevră este cel puțin la fel de importantă ca și urcarea. Conducătorul nostru începe manevra de coborâre cu o asigurare temeinică în oglinda laterală. Acesta deschide portiera cu mâna dreaptă, tocmai pentru a-i oferi ocazia să se asigure din nou peste umăr. Coborârea 100% sigură este atunci când din spate nu circulă alte autoturisme. Pentru a înțelege importanța acestor elemente și cât de periculos poate fi dacă nu le acordăm importanța necesară, în cele ce urmează vom vedea câteva dintre cele mai frecvente greșeli care au legătură cu acest subiect și care te pot pune în pericol atât pe tine cât și pe ceilalți participanți la trafic. Prima dintre ele este neasigurarea la pătrunderea pe carosabil. Subiectul nostru pătrunde pe carosabil fără asigurare, obligând autoturismul alb să execute o manevră periculoasă de ocolire. Următoarea greșeală frecventă de pe lista noastră este neasigurarea la deschiderea portierei. De această dată, conducătorul nostru nu se asigură și deschide portiera. Situația periculoasă este evitată datorită șoferului din autoturismul alb care frânează puternic. Ultima de pe lista noastră, de această dată o greșeală legată de coborârea din autoturism, este neasigurarea în oglindă sau prin alte mijloace înainte de a deschide portiera pentru a coborî din autoturism. Conducătorul deschide ușa fără să se asigure. Situația este salvată tot de către șoferul autoturismului alb. Acum, după ce am văzut împreună cât de periculoasă poate fi neasigurarea atunci când te deplasezi spre autoturism, urci sau cobori, vreau să cred că vei acorda atenția cuvenită subiectului și că vei căuta de fiecare dată cea mai sigură variantă, astfel încât să nu te pui în pericol pe tine sau pe ceilalți participanți la trafic. Cursul se încheie aici. Dacă îți place ceea ce facem, abonează-te, activează notificările și scrie-ne în comentarii dacă ți s-a părut util cursul de astăzi sau ce alte cursuri ai vrea să vezi. Până data viitoare, rămâneți în siguranță!